Acum două luni v-am prezentat cazul acestui șoim o specie pe cale de dispariție care a supraviețuit printr-un miracol după ce a fost electrocutat undeva în județul Bihor. Pasărea probabil nu supraviețuia dacă nu există această rețea. Totul a început în urmă cu 14 luni, când grupul Milvus, alături de asociația Weds for Wild, au decis să pună în picioare un sistem prin care pot salva aceste animale indiferent în care parte a țării cad victimele unui accident. Practic avem un număr de telefon la care se răspunde 24 de ore cu 24 din toate colțurile țării. Primul ajutor se dă în apropierea animalului care este rănit, după care va veni la Târgu Mureș dacă este neapărată nevoie, respectiv va fi ă, consultat de către medicii veterinari din cadrul Vet's for Wild și va intra în reabilitare. Peste 80 de medici veterinari, studenți la medicină, asociații din toată țara s-au alăturat în acest proiect. Ei sunt cei care sunt chemați să acorde primul ajutor animalelor rănite din apropierea lor. Sunt cazuri în care efectiv și minutele contează. Dacă animalul respectiv a primit în timp util medicația afecțiunii respective, atunci șansele sunt mult mai mari și chiar zic, contează și minutele în câteva cazuri. După ce primesc primul ajutor, animalele ajung mai întâi în centrul de reabilitare din Târgu Mureș unde au parte de tratamentul medical necesar. În caz de prim ajutor, bineînțeles, așa ne vin deja animalele cu lista medicamentelor ce au primit. Dacă nu, atunci noi trebuie să, să facem acest pas. Acum, cât de lung este procesul de vindecare și de reabilitare, n-am cum să vă spun, depinde foarte mult de, de cazul respectiv. De aici ajung în centrul de reabilitare din Sânsimion, care este ultima lor oprire înainte de a reveni în mediul lor natural. Proiectul de realizare acestei rețele s-a finalizat, însă munca pentru salvarea acestor animale nu are termen limită. Nu ne oprim aici, proiectul doar ne-a ajutat să stabilim rețeaua, noi ne dezvoltăm în continuare, căutăm voluntari în continuare, animalele continuă să sosească, în fiecare zi avem apeluri. Pe lângă înființarea acestei rețele, proiectul a inclus și un seminar în care medici veterinari din toată țara au avut șansa de a învăța de la specialiști din străinătate metodele specifice de tratament ale animalelor sălbatice, mult mai diferite decât în cazul animalelor domestice.